Mamă, cât a gaura. Hai, dă-te-n măta. Băga-mi aici picioarele în semafoarele sincronizate din București. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou motovlog. Puțin accidentat astăzi. Dar plecat cu treabă, am zis că azi e ziua de schimbat fără ambreiaj. Din fericire am făcut un duș și eveniment rar. Hai, lasă. Da. Încă un dead joke, bineînțeles. Am făcut un duș, mi s-a înmuiat pielea destul de tare, mi-am pus un pansament, m-am pansat la mână și am tras mănușa peste și cam aia e. Momentan it's doable, ca să zic așa. Dacă vă întrebați, what? Bune manșoane, stai că acum văd. Serios? Bobiță! Ce cu manșoanele astea, mă, tata? O blutec! O blutec! Ce manșoane mi-ai dat? glumesc. Mă așteptam să se uzeze mai greu, sincer, dar nu știu că se vede. Efectiv, toată guma asta de pe ele s-a cam dus. În fine, dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu mânuța, doamna mânușița stângă, ei bine, weekendul trecut am fost la curte. Era iarba foarte mare și ce zic eu, băi, mă apuc de coasă și m-am apucat de coasă, în 10 minute aveam bășică spartă, deja cu mănuși, atenție, dacă îmi ziceți, da, de ce mi-ți ai pus niște mănuși? Ei bine, cu mănuși, cei drept erau cam mari de mine, mănușile, dar, na, nu eram bun cu mâna goală. Și la scurt timp a venit și a doua pășică și fiind în palmă, vă dați seama, se vindecă foarte greu. Și da, am o crăpătură, nu pot să vă arăt pe clip rana efectiv, că am impresia că e împotriva politicii YouTube. Dar probabil că o să mă vedeți cum sunt pansat, ca să zic așa. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Unde mergem? O știți pe aia cu scopul și durata vizitei? Răspuns? Până la mama dracu, ca să iau, ce credeți, niște pini care se sertizează pe cablu, că, na, în București trebuie să mergi până la mama dracu ca să iei niște pini, că nu găsești, am nevoie de pini lungi, 10 mm pătrați, am găsit, măcar atât, e de apreciat, dar trebuie să ajung până pe Giurgiului, să intru pe Luică, cred că Luică se termină în Giurgiului, sper, dacă nu, e bulevardul care se continuă cu Luică și dă în Giurgiului. Și da, cam pe acolo trebuie să ajung. Deci am foarte mult de mers ca să iau trei chestiuțe, dacă pot să iau la bucată și mai bine, dacă nu, iau o pungă. Și cam aia e, oricum vă arăt când ajungem. Haide, bobiță! Mi-e așa, am dormit puțin, e dimineață.
cum să zic, e starea aia de nu ești bun așa de nimic, știți? Aș merge și eu mai fit un pic, dar mai bine așa. Mai bine stăm așa noi pe loc. Știți ce zic? Mamă, dar ce trafic e! Noroc că suntem pe sensul corect, cum ar spune domnul Daniel. Că pe partea elaltă e sensul greșit, dar greșit rău de tot. E bară, mamă. Bară la bară. Radiator la tobă. Nu știu să descriu. În fine, am impresia că țin mașinile la curul meu, că deja oamenii mă depășesc. Și nu e bine. Dar voiam să vă zic ceva, scopul și durata vizitei, v-am zis, nu mai zicem nimic. Frumos aici așa. Bun asfaltul pe bulevardul ăsta, sincer, chiar decent bine, mai sunt canale și etăcână. Din câte mi-amintesc, e asfaltat de ceva timp și arată chiar bine, adică în cazul în care am fost eu absent și s-a reasfaltat între timp, ok, greșeala mea, dar am impresia că s-a menținut, nu că s-a reasfaltat. În fine, irelevant. Irelevant, domnule. Param pam param pam pam. Oh, dar vai. Sper să nu ratez făcutul de stânga, să ajung pe la Jilava, că asta ar mai lipsi. Dar bine, e un rond acolo și ne întoarcem dacă e. Doamna Venina zici că stă cu mâinile la mine în buzunare. Efectiv, bobiță, tu te faci stânga. Am înțeles. L-am înțeles pe domnul Bobiță. Banda 1 liberuț. Nenea trece pe mijlocul drumului, no panic. Și nu înțeleg ce cu muștele astea, mă, tata, mă. Deci am deja două muște strivite de vizieră. Aluco. Și totuși mă întreb ce naiba e cu manșoanele astea. Eu uite, mă. Doamna Bobița. Doamna Bobița. Ia uite cum s-a făcut asta. Uite cum s-a făcut asta. Wow. Wow, asta zic și eu. Mi l-a dat Adelin cu gând rău. Finally. Că pare mai safe aici dacă se răzgândește vreun neomul. Uai lei. Cu verde, am crezut inițial că e cu trecere, adică e trecere, da. Nesemaforizată. Eu cred că aici, dacă nu aici, nu, dar aici, aici, aici se face stânga împrejur. Stânga împrejur. Trebuie să-mi ung lanțul, mi-am luat toate cele. Dar nu știu când voi face asta, poate weekendul viitor, că asta sigur n-am timp. Vedem. Pe unde fac și eu? Fiți atenți, eu mă bag și eu așa. Așa ar fi frumos. Mamă, da.
Vine lumea, bă. A, ăla făcea pe după, eu făceam pe... Deci, nu știu, spuneți voi în comentarii cine a procedat corect. Că eu nu-s de aici. Mamă, n-am fost pe aici. Da. Cum să zic, nu că nu am fost aici de mult. Nu prea merg pe aici, de obicei. Aici trebuie să intru eu la domnie, așa. Hai că e bine. Ne băgăm pe invers, că na. Că să fă, n-ai că să fă. Sper că iarăși nu e, ba da, e o prostie ceea ce fac, da? Se taie la montaj. Vii cu mine? Hai să vă arăt piesa de rezistență. O bătătură e aici, dar e vindecată. Și aia mare cu crăpătură e pe aici, pe undeva. E frumos, domne, e frumos. Mi-a trebuit mie coasă. Vorba lui Marius. Asta e. Da, mă, guys, am plecat și trebuie să facem manevra cea mai legală de întoarcere, adică am făcut stânga în intersecție și așa, că e cu linie continuă și m-am întors la scoar și faia de capul meu. Bă, magazinul super ok, adică nu, toată lumea de treabă. Verde la pietoni, foarte drăguț. Și acum ne continuăm drumul spre Sector 6. Să lăsăm ce am cumpărat și, mamă, ce insistență uita nene la mine. Ce insistență uita nene la mine. Și după, acasă. Problema de ziua de azi, că mereu trebuie să existe o problemă, știți. Probabil v-ați obișnuit dacă urmăriți motovlogurile. Ei bine, azi dimineață, două baterii încărcate de la GoPro, să le bag și eu în cameră, ambele umflate de abia intrau în cameră. Păreri? Nici eu n-am păreri. Am încercat să apăs pe ele, în fine, până la urmă una s-a mai desumflat un pic, am băgat-o în cameră și cam aia a fost. Acum treaba, schema manevră, e că bateria pe care am reușit să o bag, când am băgat-o, bum, n-avea 99%, 100% ceva, no, 92%. Deci e clară situațiunea, bateriile mele sunt varză, dar nici de-al dracu nu dau banii pe baterii, când eu vreau să dau upgrade la Hero 10, care are altă baterie și așa mai departe. Deci... deci și deci. O să trag de bateriile astea până o să facă boom camera. Acum gluma e glumă, dar sper să nu facă boom, sau cel puțin să nu facă boom acasă sau când o am eu la gură. Că eu țin camera gen o strâng cu dinții și am o de-aia de, știți ce zic, de GoPro. De-aia? Nu, glumesc. Dar n-ar fi prea drăguț să ia foc. N-ar fi deloc drăguț să ia foc. Rectific, mă scuzați. Hai cu verdele, că nu se mai poate. Asta zic. Trebuie să olărim spre Sector 6. Oh, da. Și avem de mers o
grămadă, aproape 2 gramezi. Nu știu drumul, în sensul de nu-l cunosc, nu știu ce grup s-au mai creat, cratere și așa mai departe. Așa că, o luăm așa ușurel, că n-avem ce-i face. Și sper eu că ajungem. Aici suntem, nu pe Ferentari, dar aproape de Ferentari. Aici e Zăbrăuț, dacă nu mă înșel. Și imediat bulevardul cumva aici la curbă în față se va continua cu Ferentari. Și din Ferentari dăm în Rahova. Și din Rahova dăm în Ghencea. Și cam ăla e sector 6. Hai să... Oh, ce mi-a mușcat Falca. Mamă, mamă, cum face tramvaiul. Doamne. Și cât de tare miroase, miroase a flex. Direct, guys, flex. Știți mirosul ăla când iese taică tu cu flexul să taie niște fiare. Fix asta este. Intrăm pe Ferentare, cred. Sper. Mă, eu de felul meu sunt GPS-ul uman. Chestie pe care mi-o zic mie prietenii. Haide, haide, haide. Aha, înțeles. Mamă. Și eu mă bucuram, mamă, cum am oprit eu să-l las pe neomul să treacă. Pai, de capul meu și el nu voia să trec. Țeapă. M-am mutat. Facem loc și la autobuz. Așa. Și aici, vai de cap, ultima dată când am mers cu mașina pe aici, am crezut că mi s-a stricat mașina, că îmi cade o roată. Uitați-vă cum face, mă, bravă, tata, mă. Vai, e rup drumul. Cineva pe aici care vrea să intre pe stradă, era cu interzis, bine, nu trebuie să te bazezi pe asta. Aha. De fapt, cred că asta e prelungirea Ferentari și mai în față e Ferentari. E, nu e așa oricum. Vai, și ce trafic e cu camioane, cu așa, bă, mă lași. Mă bag și eu, că văd că neatirul din spate mă lasă, care de fapt cred că era mașină de gunoi. Nu tir? Cred că mi s-a rupt o bătătură. Au, 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 am întins mâna după domnul ambreiaj. Iar mâna mi-a zis: nu, nu întinzi tu când vrei tu. Eu mă rup. Și s-a rupt. Asta este. Bă, nu știu cum să o abordez, sincer, pe aici. Mi se pare că se merge haos. Bine, știu că așa se merge pe aici. Și pe șină, și pe după șină, și pe gen... Autobuzul merge pe șina de tramvai, guys. Cred că face stânga autobuzul, de fapt. Dar, în fine, e relevant. Nu... Aș vrea să merg un pic mai bine. Dar parcă... Parcă nu știu. Doamne, sper să ies mai repede pe Rahova, pe acolo. Scăpăm de șina asta de tramvai și de tot haosul din această zonă. Și de ăsta care o să-mi taie fața, dacă nu-i trag, că l-am simțit, pe ăla cu mașina albastră, ăla abia aștepta să se bage. Mamă, și ce miroase de la obi, de aici, de la fast food, vai de capul meu, miroase până aici șnițel. Am mâncat chiar acum vreo, cred că 2 luni, de la obi de aici. Cred că e la fel ca întotdeauna, e chiar ok. It's ok. Fast food, slow food, hai să mă bag mai pe dreapta, să lăsăm pe tanti, nenea asta m-a apăsat el pe mine, că așa a simțit el nevoia, că așa e, așa e la el, așa e la el, a vrut el să mă apese pe mine, să-i fac eu loc,
când eu vreau să frânez, să o las pe tanti să treacă, dar mă rog, na. Și aici pe unde e stație, că să nu fac cum fac toți. E o distracție totală. Aici e stație, văd că e nu? Și aici, știi, instinctul ar fi să îi tragi. Da, cred că, a, e stație. Am înțeles, aici era stație. Ok, instinctul ar fi să-i tragi, dar nu vezi de tramvai. Foarte frumos. Și aproape am scăpat. Da, mă, guys, cam așa cu acest ride. Ride anti-moli. Referentari. Pe luică. Pe unde am mai fost. Ce-mi plac bărdurile astea. Guys, vă aștept pe Instagram Flash cu Zero, vă aștept pe Twitch, de-am mutat live-urile pe care le făceam zilnic aici pe YouTube, unde ne jucăm seara de seară câte ceva, 99% din cazuri CSGO pe Faceit, Road to Level 10, dar mai facem și Q&A-uri și Just Chatting și multe altele. Băgați codul în Flash pe PC Garage și profitați de reducere la absolut orice comandă, pentru că e super ușor de ținut minte, codul e fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico. Mamă, am vorbit atât de mult și atât de repede și nu m-am bâlbuit, este un eveniment, notați în calendar. Eu am fost Flash, o zi cât mai bună, v-am pupat, mamă, câta gaura!